Bun găsit, domnilor și domnilor, vă mulțumesc că ne primiți în casele dumneavoastră. E bine, în această seară facem dezvăluiri despre situația critică, aș putea spune chiar de criză în care ne aflăm, pe de-o parte, după rezultatele alegerilor, care nu avantajează niciun partid, cum vă spuneam de aseară, nici pe stânga, nici pe dreapta, dar, din păcate, nici populația. Astăzi suntem în ziua cu cei mai mulți morți, dar și cu un guvern, doamnelor și domnilor, fără puteri. Practic, în plină pandemie, guvernul nu mai poate da ordonanțe, adică toate acele acte normative care pot gestiona într-un fel sau altul partea asta pandemică. Și, din păcate, situația devine din ce în ce mai gravă. Deja în zona USR Plus se vorbește despre carantinarea capitalei în condițiile în care, înainte de alegeri, ni se spunea clar că suntem pe platou și chiar pe o zonă descendentă. Acum nu, se pare că trebuie să rămânem cu toți în casă. Și la fel de important să nu uităm că în guvernul ăsta fără puteri, conducător este acum un om care vine din zona armatei. Ne gândim ce poate însemna chestiunea asta, de ce a fost ales el. Deja în zona coaliției pe dreapta, USR plus PNL, UDMR, nu e privit bine domnul Ciucă. O să încercăm să aflăm deja de ce. Și extrem de important, liderul USR va veni cu un anunț bombă în această seară, după negocierile acelea pe care le-ați văzut astăzi la Vila Lac 2, în această nouă posibilă coaliție de guvernare. Și la fel de important, o să vă arătăm, de exemplu, și ce cadou i-a făcut astăzi liderul PSD, președintelui Iohannis, astăzi de ziua Constituției. Alături de noi în această seară, Sorin Roșca Stănescu, pe care îl salut, Oana Țoiu, USR, Răzvan Prișcă, Partidul Național Liberal, Marius Budăi, Partidul Social Democrat. Dar vreau, înainte să pornim discuția, zic eu, într-o situație chiar de criză în România în momentul de față, pentru că colega mea, Cristina Anton, este chiar acum în direct cu noi și ne explică că la mai puțin de două zile după alegeri traversăm o zi în care avem cei mai mulți morți în această pandemie și un guvern fără puteri, un guvern șchiop într-un picior care nu poate face nimic. Explică-ne, Cristina Anton, bun găsit! Bun găsit, situația este gravă, s-a vorbit inclusiv despre o posibilă carantinare a Bucureștiului. Vlad Voiculescu spunea că va purta o discuție cu primarul capitalei despre această posibilă carantinare, pentru că știm, avem o deficiență în ceea ce privește numărul de locuri de la terapie intensivă din capitală și nu doar în capitală este problema, și în toată țara. Tocmai de aceea am văzut că pacienții noștri încep să fie mutați de la un spital la altul, ba chiar dintr-un oraș într-altul. Nu trebuie să uităm faptul că astăzi am înregistrat două recorduri, un record în ceea ce privește numărul de morți, dar și un record în ceea ce privește numărul de îmbolnăviri din capitală. Am avut aproape 2000 de cazuri în capitală și la terapie intensivă, de asemenea, este o situație gravă, pentru că în continuare avem peste 1000 de persoane internate în stare gravă la ATI. Chiar și medicii spuneau cu ceva timp în urmă că și-ar dori restricții mai dure pentru ca oamenii să nu se mai îmbolnăvească astfel, să nu se mai infecteze și să nu mai ajungă, iată, la terapie intensivă, acolo unde știm nu sunt locuri și este o problemă mare. Nelu Tătaru spunea clar că am putea să ne așteptăm și la noi restricții dacă numărul cazurilor de coronavirus nu va scădea. Și știm că deja se vorbește despre prelungirea stării de alertă, dar și școlile vor rămâne închise până pe data de 11 ianuarie. Deocamdată rămâne de văzut dacă se vor lua noi decizii, dacă autoritățile vor lua noi decizii, pentru că vedem, avem o criză sanitară care se suprapune cumva cu o criză politică, pentru că în momentul de față avem un guvern interimar care nu poate da deocamdată ordonanțe de urgență, așa că rămâne de văzut ce se va întâmpla cu aceste restricții și dacă într-adevăr vom vorbi și despre o carantinare a Bucureștiului. Mulțumesc mult, Cristina. Domnule Prișcă, de ce a ales Partidul Național Liberal să aducă România la mai puțin de 24 de ore după alegeri într-o situație de criză? Pentru că asta înseamnă un guvern interimar, este un guvern fără puteri, care nu poate gestiona din punct de vedere legislativ, pentru că nu-i permite Constituția, situația asta extrem, dar extrem de gravă în care ne aflăm. Ama, e foarte important ca toată lumea să înțeleagă exact despre ce este vorba. Vis-a-vis de partea de legiferare.
Într-adevăr, nu pot fi date ordonanțe de urgență, dar pot fi date orice fel de acte normative legate de gestionarea imediată a treburilor țării. Asta spune Constituția. In extremis, se poate da inclusiv ordonanță de urgență dacă este strict legată de o situație iminentă care trebuie gestionată legislativ. Dar, la momentul acesta, avem cadrul legislativ, avem o lege a stării de alertă care este votată din luna iunie, pe care s-a lucrat destul de bine în ultima perioadă și toate măsurile care au fost luate, toate relaxările care s-au făcut punctual sau adoptarea de alte măsuri mai restrictive, dacă vreți, s-au făcut în baza acestei legi. Deci nu este nevoie la momentul ăsta de nicio modificare legislativă. Nu știu dacă PNL-ul a înțeles, dar combaterea acestei pandemii nu înseamnă doar măsuri restrictive, înseamnă mult mai mult, măcar uitați-vă în alte țări. Nu, de ce, domnule Sorin Roșca Stănescu, aducem România într-o situație, cu permisiunea dumneavoastră, de ce aducem, domnule Sorin Roșca Stănescu, România într-o situație de criză, că nu era cazul, își dă premierul demisia și ajungem la un guvern șchiop? Explicați-mi dumneavoastră, ați înțeles? Da, eu am înțeles. Eu înclin să-i dau dreptate domnului Pișcă și să spun că nu castrarea generalului pus în fruntea guvernului este problema României, ci însuși generalul. Deci este extrem de grav că ne abatem de la regulile Uniunii Europene și de la regulile NATO și aducem un general, un șef de armată, în fruntea unui guvern civil. Și așa a fost grav că acest personaj a ajuns ministru apărării, deși nu era civil. Acum, Bucureștiul e posibil să se închidă ca o conservă. România este posibil să se închidă și ea ca o conservă. Dacă nu se închid Bucureștiul și România, e posibil să ne închidă celelalte state din jur, pentru că pandemia la noi este scăpată de sub control de către guvernul Orban. Că deocamdată nu pot să dau vina pe guvernul generalului, care poate ajunge și mareșal. Îl salut și pe domnul Laszlo Otilo de la UDMR, este și președintele Comisiei de Sănătate. Dumneavoastră ați înțeles cum acum 72 de ore eram pe platou și într-o situație descendentă și acum a explodat totul? Adică am raportat sau am ținut sub capac, schimbând varianta aia de raportare către INS, unde înțeleg că se țineau cazurile ca să nu depășim 10.000, cel puțin așa zic unii, poate sunt rău intenționați. Adică cât de grea voi situația, ca să înțelegem și noi. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Situația este destul de foarte gravă de ceva timp. Pentru că azi am asistat la 29.000 de teste prelucrate, din care am aflat că 7.439 au fost raportate pozitiv, a fi pozitiv și alocate județelor, dar dacă vă uitați la partea inferioară a tabelului, mai sunt încă 5.684 de cazuri nealocate județelor. Adică deci am depășit de mult 10.000, așa, într-o aritmetică rapidă. Deci asta însemnând că ponderea testelor pozitive din totalul testelor efectuate se apropie de 40-45%. Și de câteva zile, să știți că spitalele și mai ales cele din București și din jurul Bucureștiului se confruntă cu un număr crescut de pacienți. Dacă vă uitați la evoluția cazurilor de la ATI, evoluția cazurilor de decese este constantă în jur de 200, indiferent că am avut 4.000 de cazuri raportate sau în cazul de față 13.000. Și situația este extrem de gravă. Dar ceea ce ține de carantinare, să știți, eu nu mă aștept la o carantinare a Bucureștiului sau a localităților din jur. Pentru că în astfel de situații, cred că este mult mai important ca să se monitorizeze situația și să se acorde mai multă atenție. Aș puțin că aici vă contrazic eu, localitățile din jur sunt deja carantinate de vreo două săptămâni. Sunt carantinate, dar în mod normal ar trebui să se acorde o mai mare atenție respectării măsurilor. Pentru că, vedeți și dumneavoastră, am văzut și eu la rândul meu în urmă cu câteva zile, eu n-am prea văzut mari diferențe privind mobilitatea populației între localități sau chiar în incinta localităților. Da, da, până la urmă există și formule în care pot să
nu știu, combați această pandemie sau să o ții sub capac, nu doar închizând oamenii în case, dar, și închizând restaurante, închizând piețe, închizând școli și așa mai departe. Și aș vrea să mai arăt, cu permisiunea dumneavoastră, o altă nuanță importantă, că să nu uităm că suntem în negocieri și vom discuta și despre asta în seara asta. Și mi s-a părut impresionant, cu ghilimelele de rigoare, sincronul de astăzi al prim vicepreședintelui PNL, Rareș Bogdan, care a spus, o să vedeți că PNL-ul de fapt nu vrea să ducă România în criză, să-l ascultăm. Vom căuta să facem ceea ce e bine pentru România, pentru că nu putem duce România în criză. Criză, domnule Budăi, că dacă ai un guvern șchiop, nu ești într-o criză politică? Eu așa știu din manuale, acum nu știu cum o fi la PNL. Bună seara din nou. Mi-aduc aminte, doamna Andreea Chețulescu, când am depus moțiunea de cenzură în Parlament, cum se vă uitau colegii liberali, că în timp de pandemie noi vrem să aruncăm România în criză, și era o întreagă boceală, așa să spun, ca la țară națională, vai de mine, ce fac PSD, știi? Op, că a fugit mireasa iar la PNL, cum a fugit Câțu din Parlament să fie votat, acum a doua mireasă de la PNL a plecat. Asta este o responsabilitate totală pe o asemenea perioadă, când practic mai era maxim o lună de zile până se constituia nou Parlament, până se constituie. Da, nici eu n-am înțeles de ce am lăsat un guvern fără puteri. Mi se pare, nu știu, chiar vine o dovadă de inconștiență, pentru că cine știe, Doamne ferește, se poate întâmpla mâine, ajunge la 20.000 de cazuri. Ce o să facă domnul Ciucă? Păi, o să scoată armata domnul, pe străzi? Ce face? O să vină domnul Iohannis, o să ne spună că suntem pe platou, dar platou a luat-o în sus acum, cumva așa. Că aia de dinainte cu platou era doar pentru alegeri, să arate cât de bine au gestionat dumnealor pandemia, de ne-au adus în situația asta. Da, să știți că aș vă contrazic, n-a zis că suntem pe platou, am fost pe platou și începem să scădem, dar ce să vezi? Mai fain, mai fain. Păi, vă dați seama de câtă minciună au avut parte cetățenii români în perioada asta de campanie de la PNL și de la domnul Iohannis? Păi nu, dar eu mă gândesc ce au făcut cu raportările, că ne dau niște cifre atât de mici încât părea credibil mesajul. Ce au făcut de la începutul pandemiei? Le-au ascuns, le-au măsluit și ne-au mintit. Exact ce au făcut de la început, au făcut și acum. Pentru că nu știm cine comunică, nu știm care sunt specialiștii care sunt în spatele acestor cifre. Sunt doar așa, puse niște cifre în funcție de cum ne convine. Mai dăm un lockdown, mai ridicăm cifrele, nu mai dăm lockdown, se apropie alegerile, suntem pe platou și coborâm de pe platou. Aseară ne spun târziu, în noapte, așa, noaptea cu hoții, cum le face lor școala 26 de ordonanțe, 25 de ordonanțe de urgență, că nici școlile nu se mai deschid, bine că le-am deschis la alegeri, restul... O să vă dau eu o mare surpriză de la negocieri, mi s-a părut știrea zilei apropo de asta, dar până atunci vreau să vă arăt cum a început așa un fel de război de tip CDR. Eu făcând presă politică și pe vremea aceea, mi-amintesc cocopourile care țineau vreo 6 ore, intrau cu o idee, ieșeau cu o nelămurire, cam așa se întâmpla la CDR, unde erau 5 partide care trebuiau să negocieze. De data asta avem 4, PNL, USR plus și UDMR. Marius Gârlașiu ne explică în ce constă acum războiul ăsta de tip CDR. Te ascultăm, bun găsit! Da, bună seara, Andreea. Sunt într-adevăr negocieri extrem de dure. În acest moment știm din informațiile noastre că Dan Barna și Dacian Cioloș ar fi extrem de nemulțumiți de oferta publică a liberalilor, de anunțul de astăzi al liderilor PNL. Mai exact de faptul că PNL vrea cu orice preț Ministerul Justiției, Ministerul de Finanțe, Ministerul de Interne, Transporturile și Dezvoltarea. Acestea sunt ministere pe care le doresc în egală măsură și cei din Alianța USR Plus, așa că ne așteptăm evident la tensiuni uriașe atunci când se vor așeza la masă și vor trebui să împartă aceste ministere. Mai știm că cei din USR Plus își doresc și Ministerul Fondurilor Europene, este alt minister la care înțelegem că PNL nu ar vrea să renunțe. De asemenea, o problemă majoră și la împărțirea funcțiilor din Parlament, pentru că acolo Dan Barna, atenție, își dorește pentru el șefia Camerei Deputaților, dar acest post a fost deja antamat de Ludovic Orban. Ludovic Orban chiar a discutat cu liderii PNL pentru a se asigura că are susținerea partidului pentru a obține șefia Camerei Deputaților, iar din informațiile noastre, liberalii au propus la schimb ca USR să preia șefia Senatului, însă înțelegem că cei din USR nu sunt de acord cu această variantă și nu e clar în acest moment cum se va împărți puterea în cele două camere ale Parlamentului.
Bun, breaking news este că l-avem în direct pe domnul Dan Barna, unul din liderii USR Plus. Bună seara, domnule președinte. Explicați-ne, cum priviți situația asta și mai ales cum priviți nominalizarea domnului Ciucă pe acest portofoliu de prim-ministru interimar? Bun, ca prim-ministru interimar este o nominalizare cumva firească, sigură, din multe puncte de vedere. Nu văd o problemă la această decizie a președintelui pentru perioada de aceasta de negocieri și de ajungere la un guvern stabil, validat de către Parlamentul. Dar dacă ar deveni și premier plin, ați fi de aceeași părere? Vom vedea care va fi nominalizarea președintelui, pentru că intrăm în etapa aceasta de consultări foarte clară, în care fiecare partid merge cu propuneri la președinte. Președintele își va exercita prerogativa constituțională și va lua o decizie, va propune un premier. În funcție de această propunere ne vom poziționa și noi în discuțiile subsecvente. V-am întrebat asta pentru că în cursul zilei de astăzi o altă televiziune declarați că nu înțelegeți ce cu premierii ăștia din zona militară. Nu, am spus că pe termen lung soluția de conducere militară nu e neapărat cea mai bună. Pe termen scurt, evident, e o situație de criză. Acum se poate discuta. Dar nu vreau să intru în speculații pe variante de premier, pentru că domnul Ciucă este în ultimele ore nominalizare. Aseară era o altă nominalizare, la jumătatea zilei erau alte nume, adică sunt deci foarte multe nume în malaxor la momentul acesta. O să discutăm aplicat în momentul în care avem o propunere definită și asumată de președinte. USR Plus va veni cu premierul său? Categoric venim cu Dacian Cioloș, o soluție în care avem foarte multă încredere. Are și experiența și anvergura europeană și experiența de guvernare pentru a fi o soluție bună în care noi avem foarte mare încredere. Și aș ceda această propunere Dacian Cioloș pentru ce? Nu e o chestiune de a ceda sau a nu ceda. De asta ne vom așeza la masa negocierilor în zilele următoare, tocmai pentru că în funcție de decizia președintelui care va decide cărui partid, reprezentantului cărui partid îi va acorda mandatul de premier, de acolo încep discuțiile legate de celelalte, de construcția arhitecturii coaliției, pentru că sunt câteva condiții foarte clare, principiale, pe care USR Plus le are în vedere. Trebuie să avem o coaliție de guvernare reformistă, care să-și asume o parte importantă din angajamentele USR Plus pentru guvernare, pensiile speciale, secția de desfințare a secției speciale, DNA-ul pădurilor. Pensiile speciale să fie desfințate, ziceți dumneavoastră, nu? Vorbim de pensiile speciale ale politicienilor și aleșilor locali pe termen foarte scurt acum, iar pe celelalte e foarte clar, e o discuție ceva mai complexă care trebuie să aibă loc. O faceți prin ordonanță de urgență sau tot așa vă jucați cu o lege pe care o contestați formă la Curtea Constituțională? Este exact poziția pe care am avut-o și în ultimele zile înainte de alegeri. Pentru pensiile parlamentarilor trebuie dată o lege constituțională votată de Camerele Reunite, așa cum prevede modificarea regulamentului, așa cum prevede legea, ca să nu fie niciun fel de dubiu. Se poate face dacă e voință politică. N-a existat în vechea majoritate, știm lucrul ăsta foarte clar. Bun, și tot nu m-ați lămurit, pentru că astăzi fiind ziua Constituției, știți că, adică dumneavoastră susțineți că președintele alege sau de fapt președintelui se prezintă acel premier care poate forma o majoritate de peste 50%? Adică eu, citind Constituția, poate am citit eu greșit, înțeleg așa că partidele se prezintă acolo și cineva, un partid zice, uite, el este premierul X, care poate fi PNL, USR sau UDMR și acest premier poate să-mi ofere o majoritate de 53%, așa după aproximație votul de până acum. Că PSD-ul ca a ieșit în joc, că nu prea are cu cine să facă peste 50%. Și atunci negocierea este înainte, nu la președinte. Ce va propune USR Plus? Adică cum va renunța la Cioloș în favoarea a ce? Sau va insista cu Cioloș și vom avea premier de la partidul clasat pe locul 3? Sau cum veți proceda? Fiecare partid, e foarte corect, fiecare partid va avea o propunere de premier. Sau cel puțin noi vom face lucrul acesta. Nu știu despre ce alte partide, sunt convins că și cei de la PNL vor avea o propunere de premier. În momentul acela,
președintele Iohannis va decide cui va acorda mandatul de a încerca constituirea unei majorități. Da, înainte trebuie să vă înțelegeți asta, asta așa citesc eu Constituția. PNL, USR, UDMR se înțeleg într-un fel și cum se vor înțelege? Adică USR e dispus să renunțe la domnul Cioloș și dacă este dispus, pentru ce? Nu știu, pentru Ministerul Justiției sau pentru ministerele acelea pe care și dumneavoastră și PSD-ul vi le doriți? Sau care este arma? Dumneavoastră descrieți procesul de negociere care va avea fără îndoială loc în zilele următoare, în care stând la masă cu viitorii parteneri de coaliție, vom discuta toate aceste scenarii de constituire a unui guvern care să aibă capacitatea și forța parlamentară să facă reformele despre care tocmai am vorbit. Asta se va întâmpla în zilele următoare. O ultimă întrebare. Ce fel de premier de la PNL n-ar accepta niciodată USR Plus? O persoană cu probleme de integritate. Păi, dintre nominalizări, cred că n-are niciunul dosar penal până acum. Asta e o condiție sine qua non de funcționare. Să n-aibă dosar și nu doar penal. La premier, asta e valabil și pentru propunerile de miniștri din întreaga coaliție. Adică trebuie să fie un guvern care să nu aibă niciun fel de problemă din perspectiva aceasta. Altă condiție, de exemplu, să aibă ceva pregătire, să asta nu vă interesează. Bun, condițiile de, cum să spun, condițiile de competență sunt subînțelese, adică nu-mi imaginez că va veni unul în acest context în care USR Plus vine la guvernare, în care noi vorbim de 4 ani de zile de necesitatea de a avea oameni competenți în poziții. Nu cred, nu-mi imaginez că partenerii de coaliție ar putea să vină cu persoane care n-au calificarea necesară sau îndreptățirea. Ce calificare trebuie să aibă un premier în opinia dumneavoastră? Un premier trebuie să aibă experiență politică semnificativă și experiență de management politic. Sunt elementele fundamentale în această poziție. Puteți fi ceva mai specific? Vă dau un exemplu. Nu știu, domnul Bolojan, care a fost primar și președinte de Consiliul Județean acum, ar merge sau nu ar merge? Are experiență de management remarcabilă. Este un om care a avut niște rezultate remarcabile în pozițiile pe care le-a avut până acum acolo la dânsul în Bihor. Deci ar fi ok așa, adică nu cereți un economist sau un jurist sau un medic, poate că acum suntem în pandemie, nu aveți astfel de condiționări. Nu, pentru poziția de premier trebuie să fie o persoană care să aibă și forța și experiența și credibilitatea de a conduce un guvern care trebuie să facă reforme în România în următoarele luni. E foarte clar lucrul acesta. Da, să nu se insiste prea mult pe chestiunea militară, spuneați, și asta e ultima întrebare. Aceea era o chestiune de principiu destul de firească. Mulțumesc, domnule Barna. Și pentru că, doamnelor și domnilor, de multe ori știți cum e, viața bate filmul, vreau să vă arăt și o mică înregistrare. Stai ciucă. Domnule locotenent, stai ciucă. E ciuc al nostru! E ciuc al nostru! Stai, mă, liniștește-te! Ciucă! 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 E ciuc al nostru! Ciucă! Deci, domnul Prișcă, ce a avut, domnule, cu domnul Ciucă, cel puțin USR Plus? Am le-aș lua pe rând. În primul rând, ministrul Ciucă și premierul interimar Ciucă a fost duminică ales de către locuitorii din județul Dolj în funcție de senator. Deci, de pe 21 decembrie va fi senator PNL. Domnul Ciucă nu mai este asta un militar activ. Asta ca să rămânem în competența managementului politic. Nu. Bine, dar dânsul până acum a fost militar. Nu mai este, de peste un an nu mai este militar activ. Este în rezervă. Dincolo de asta, discuții despre ministere, departamente, agenții, structuri nu au existat. Nu a existat nicio discuție despre Ministerul Justiției, Finanțelor, Transportul sau mai știu oricare altul. A zis domnul Rareș Bogdan pe treptele de la PNL. Chiar un premier PNL trebuie să existe, nu poate exista fără Ministerul Dezvoltării, Justiției, Internele și... A spus că un premier PNL trebuie să aibă în jurul lui ministere puternici. Și le-a și nominalizat. Nu le-a nominalizat ca fiind exclusive.
Pot fi alea sau pot fi altele? Nu, 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 a zis cu gura dânsului acum, haideți, că n-a zis că e exclusiv la mine. Până să discutăm despre ministere, trebuie să discutăm despre structura guvernului. Vă dau exemplu Ministerul de Interne, care în unele guverne a avut și administrația, în alte guverne nu mai are administrația. Faceți un guvern mai stufos acum, că tot avem deficit la 10%, să împrumută domnul Câțu mult. Bun, încă un breaking news, doamnelor. Să vorbim împreună cu partenerii noștri. Breaking news din nou. Galina Vatkovici este la sediul Partidului Național, acolo unde, doamnelor și domnilor, în seara aceasta este o nouă ședință pentru negocierea formării unui nou guvern pe această zonă de dreapta. Ministrul de Finanțe, Câțu, tocmai a ieșit de la aceste negocieri. Galina, poate fi domnul Câțu o variantă de premier sau ce s-a discutat acolo? Bun găsit, a fost o discuție despre ceea ce s-a stabilit aparatul Cotroceni, a fost o discuție în mare despre principiile de acolo. L-am întrebat pe ministrul finanțelor dacă va rămâne în această funcție în viitorul guvern și a susținut că este o decizie politică. Nu s-a discutat despre nume, așadar nu s-a discutat despre Florin Câțu ca fiind această propunere, deși știm că se află pe lista scurtă a celor care ar putea să ocupe funcția de premier. Până una alta, discuțiile continuă aici la sediul Partidului Național Liberal, după discuția de la Cotroceni, unde tocmai am aflat că președintele i-a asigurat pe aceștia că viitorul premier va fi din partea Partidului Național Liberal. Da, asta e o precizare importantă, pentru că domnul Barna nu ne-a precizat un pic mai devreme ce ar vrea USR-ul la schimb cu renunțarea la o nominalizare din partea, sau nominalizarea fiind pentru domnile lor, domnul Cioloș. Chiar aș întreba-o și pe doamna Oana Țoiu, reprezentantul USR-ului, dacă această alianță USR Plus are vreun minister pe care îl consideră esențial pentru punerea în aplicare a propriului program de guvernare? Sigur, răspunsul e toate, doar că așa cum arată votul românilor în momentul ăsta, o să existe o împărțire a ministerilor. Însă pentru noi, în primul rând, important este să agreem asupra reformelor, pentru că discuția e prea mult despre un nume sau altul. Avem nevoie să depolitizăm instituții. Aveți un domeniu unde vreți să faceți. Că, da, înțelegem, acum se împarte și Ciolanu, dar are cineva și niște idei concrete? Asta e întrebarea. E cât se poate de concret și clar. Ziceți. Pentru noi e important să depolitizăm instituțiile, pentru că nu mai putem să stăm cu spitale politizate. E important să renunțăm la pensiile speciale și cele ale primarilor care intră în vigoare de la 1 ianuarie, pentru că bugetul nu-și mai permite asta. Niște reforme, este important să depolitizăm educația în momentul ăsta în țară, pentru că, iată, avem sute de mii de copii care n-au acces la învățământ online sau la forme de învățământ hibrid. Astea sunt lucruri importante pentru noi. Tabletelor? Doamnă, haideți să ieșim din punctajul de partid. Păi nu e de punctaj de partid, dar asta e ce au spus și românii. Dacă întrebați de ce au votat, nu o să vă zic că au votat pentru nume sau altul. O să vă zic că au votat pentru lucrurile care îi dor pe ei. Că românii, nu știu dacă știu, dar dumneavoastră ca politician ar trebui să știți că n-au tablete, doamnă, și n-au internet pe acolo, în satele lor. Păi da, dar nu vorbim despre lucruri diferite. Păi sunt și ce are politizarea cu lipsa tabletelor, asta vă întreb. Păi sigur că are, pentru că în momentul în care au existat directori sau și primari preocupați de situația copiilor, doamnă, lucrurile astea s-au rezolvat. Există locuri în țara asta. Aici la România TV este un organism în subordinea domnului Câțu de la Finanțe care face aceste achiziții. Acolo, da, e pus un om politic, evident, dar ăla a făcut achiziția pentru tabletele acestea. Înțelegeți? Adică n-a făcut primarul. Sunt și primari care și au cumpărat chestia. Dispozitivele de care au nevoie copiii. Așa cum sunt discuție. Și școli care aveau internet și școli care n-aveau internet. Ce vreau să spun este că românilor, în momentul în care au votat, ce le-a păsat este să se rezolve problemele astea pentru ei. Dar și un pic mai puțin de un nume sau altul. Problema că e acolo în subordinea Ministerului de Finanțe sau continua să ziceți cu primarii?
problemele, niciuna dintre ele, de la educație, la sănătate, așa, la dreptul la muncă, nu sunt apanajul unui singur minister și trebuie să cădem de acord între partide asupra acestor reforme. Pentru că numele, da, noi suntem pregătiți pentru toate ministerele cu oameni capabili, dar numele sunt secundare reformelor pe care vrem să le facem. Că povestea aceea castravetelui nu poate fi reinventată, dar constat în seara asta că poate fi reinventată. Doamnelor și domnilor, marea surpriză apropo de aceste negocieri sunt două ministere cheie pe care în momentul de față nimeni, dar nimeni nu și le dorește dintre cele patru partide. Aflați informația de la Marius Gârlasiu în fix 10 secunde. Tu protejezi viața celor dragi și a tuturor celor din jur doar dacă respecti regulile. Poartă masca și fă-o corect. Păstrează distanța fizică și evita aglomerațiile. Spală-te și dezinfectează-te des pe mâini. Încurajează-i și pe cei pe care îi întâlnești să-ți respecte dreptul la viață. Virusul ucide. Fii precaut. Salvează vieți înainte de a fi prea târziu. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Ei bine, doamnelor și domnilor, chiar dacă în mod oficial se neagă faptul că se discută și pe portofolii în momentul de față, o să vedeți aici la România TV în emisiunea următoare un Nișnecăr, de fapt listele care s-au făcut niște tabele, adică pentru că noi vrem să fim sinceri cu telespectatorii noștri și dăm aceste informații, dar ceea ce e extrem de important, o să vă spună chiar acum Marius Gârlașiu, în tabelele acelea nu apar două ministere cheie, sau apar, dar niciun partid nu s-a înscris la ele. Ne spune Marius Gârlașiu despre ce minister este vorba. Bun găsit din nou, Marius. Da, bun găsit din nou. Din informațiile noastre obținute pe surse, PNL nu și-ar mai dori în viitorul guvern Ministerul Sănătății, dar atenție, nici Educația și Ministerul Muncii. De ce, poate ne întrebăm? Pentru că sunt ministere foarte grele, ministere care evident cântăresc foarte mult în actul guvernării. Trebuie să ne gândim că problemele din aceste domenii ar putea afecta profund partidul care și le va asuma, mai ales acum în plin apogeu al pandemiei, adică nu va fi chiar cea mai ușoară misiune pentru partidul care se va ocupa de școli, care se va ocupa de pensii, de salarii, de șomajul tehnic. Dar ce știm pe surse este că liberalii ar fi dispuși să paseze cumva această responsabilitate și să ofere cele trei ministere despre care vă spuneam, la negocieri, numai că până acum, cum spunea și tu, Andreea, USR și UDMR nu s-au arătat prea interesate să preia ele aceste ministere. Știm doar că UDMR ar viza, evident, în buna lor tradiție postdecembristă, cultura și mediul, dar că ar putea exista negocieri între PNL și UDMR pentru ca formațiunea lui Kelemen Hunor să preia până la urmă Ministerul Sănătății. Mulțumesc mult, Marius. Domnule Otilo, Laszlo Otilo, de ce nu se înghesuie nimeni la educație și la muncă? Pentru că la muncă, practic, avem toată țara, alocații, pensii, salarii, indemnizații pentru persoanele cu dizabilități, tot, toate politicile acestea publice, și nu se înghesuie nimeni nici la educație, că am văzut cât de bună a fost deschiderea școlilor. Pentru că sunt niște ministere, atât munca, cât educația, cât și sănătatea, sunt niște ministere extrem de complexe, cu un aparat foarte stufos și cu unele mici excepții, cam toată lumea, hai să spun, n-a fost foarte de succes. Aș rămâne la sănătate, aici vorbim deja de peste 40 de miniștri ai sănătății în 30 de ani. Și mai ales într-o situație de criză, vă dați seama că nu se înghesuie niciun partid politic pentru acest minister. Domnule Roșca Stănescu, păi, până la urmă negocierile astea sunt doar pentru Ciolan? Da, evident că sunt, așa. Bine, vorbesc ca în cartier și îmi cer scuze telespectatorilor până asta. E firească repartizarea puterii după oricare alegere. Se întâmplă și în România, se întâmplă și peste hotare, adică nu suntem noi unici aici. Dar aș fi vrut să văd că, în primul rând, te bați și pentru oameni, adică pe zona sănătății, pe zona muncii și pe zona educației. Că poate educația și închiderea școlilor este una dintre cele mai mari probleme din momentul de față. Eu cred că aceste patru ministere sunt puse deoparte pentru că văd că numărătoarea voturilor a fost temporar blocată și se trage din greu ca să intre PMP în Parlament. Și cred că aceste ministere sunt puse deoparte pentru PMP
pentru că în spatele acestui partid este un om foarte experimentat, domnul Traian Băsescu, care va rezolva problemele atât de complexe ale celor patru ministere. Adică mă iertați, un partid de 5% care a avut încredere din partea populației la 5%, iar dacă mă duc pe retorica din 2016, pe anumită prezență la vot, probabil că are 0,5 dintre votanții din țara asta, îi se acordă 3 domenii cheie, sănătate, muncă, educație. S-a mai întâmplat. De câte ori Traian Băsescu a fost la butoane, s-a mai întâmplat. Vreun comentariu de la PSD? Doamna Crătărescu, vă rog. Nu știu de unde are colegul meu informația asta, dar de mi se pare PNL, o operație. Ca să vă spun așa, pe direct. Cine a dat-o, cred că l-a luat la mișto. Ziceți că l-a luat la mișto, altfel dumneavoastră vă bateți pentru domeniile astea. Gândiți-vă că cel puțin la Ministerul Sănătății, Nelu Tătaru a făcut minuni în acest an. Efectiv a făcut minuni în condițiile în care a luat sistemul de sănătate de unde l-a preluat. Și ceea ce s-a întâmplat în ultimele 6 luni, 7 luni, este efectiv o minune, o minune. Și doamna Anisie, tot minunea a făcut în opinia dumneavoastră? Nu, mă refeream în primul rând la Ministerul Sănătății. Deci este chiar o aberație. Ca să te gândești că cineva lasă așa un loc gol. Pe de altă parte, este o aberație însă și informația în sine. Nu există niciun tabel, Dumnezeule. Au trecut alegerile de 48 de ore. O să vedeți la domnul Nijdecăr și așa în exclusivitate poate ne spune și al cui e scrisul, că sunt convinsă că să-l recunoașteți. Da, sunt curios, pentru că la altă televiziune vedeam și poze de miniștri, doar că erau aceiași miniștri. Adică, efectiv, niciunul din miniștri actuali nu părea să fie schimbat în viitorul guvern. Sunt speculații ale unora care poate vor să... Una e poza și alta e scrisul, la caligrafie. E greu de imitat. Domnule Budăi, vreun comentariu? Adică ce se întâmplă cu munca? Că aici sunt chestiunile astea legate de pensii, de alocații, de salarii și la educație. Toată lumea se întreabă, domnule, la școlile alea când s-or deschide? La educație s-au încurcat în televizorul pe cărbune și în Pepsi Glass și au pus-o pe chituci. La muncă, ce să mai spunem, că le spun și eu colegilor liberali, poate te află, că acum cu dezertarea lui Orban o să trebuiască urgent să dea o ordonanță de urgență în aplicarea ordonanței 30, nu? În completarea ordonanței 130, mediul de afaceri știe, PNL-ul nu știe. Dar ce? Restul, la ce se referă? Că după numere la nu cei ești. Care lucrează, cele cu șomajul tehnic, cu persoanele care lucrează cu fracțiune de normă, cei care lucrează cu program prescurtat datorită pandemiei, sunt mai multe chestii și acolo. Și dacă dar nu o n-o dau grijă, pentru că nu pot, pentru că constituțional păi nu pot, ce se întâmplă? Nu pot, că nu pot da ordonanță și mediul de afaceri suferă. E în legătură cu șomajul, poate îi transmite domnul Pișcă, doamne Violeta Alexandru, dar o să vadă, dacă înțelege, e mai greu. Chestiunea este, de-a dreptul, uitați-vă, totul suferă în jurul nostru, iar pierzătorii în România fac guverne. Nu mai e, cum a spus domnul Orban, că democratic ar fi ca premierul care are cele mai multe voturi, ca partidul care are cele mai multe voturi să dea premierul. Gata, s-a schimbat schimbarea declarației domnului Orban. A trecut domnul Orban nu, la da, dezertor. Știți, aici, haideți să fim corecți până la capăt. Constituția, că tot e ziua astăzi a Constituției, spune așa, haideți să fim cistinți. Desigur, partidul... Orban, ascultați-mă până la capăt. Constituția... Păi, dar de ce vreți să mă cenzurați, domnul Budăi? Vă e frică de adevăr sau care-i treaba? Nu, dar dumneavoastră m-ați cenzurat, numai că să duc la capăt ideea. Păi, haideți, lăsați-mă să explice Constituția, măcar de ziua Constituției. Îmi permiteți, vă mulțumesc foarte mult, e de interes pentru toți românii. Spune așa, da, dacă e peste 50%, clar, de la partidul respectiv. Dacă nu, e primul clasat, sau nu vorbește neapărat, partidul care reușește să creeze o majoritate. PSD-ul reușește să creeze o majoritate? Că l-am întrebat și pe domnul Ciolacu aseară, că a intrat în direct cu noi. Și l-am întrebat, va negocia premierul Rafila, pentru că înțeleg că acesta este propunerea dumneavoastră, cu cei de la AUR sau cu cei de la UDMR sau cu cei de la PNL sau cu cei de la USR? Cu cine negociați ca să asigurați că este o condiție sine qua non din Constituție, că îl pune pe acel premier care reușește să formeze 50+1%. Cu cine negociază acum, când vorbim PSD-ul, pentru formarea acestei majorități?
Cu deci, cine? Eu nu m-am referit la Constituție, m-am referit la declarația lui Orban. Păi stați puțin că pe Constituție vorbim că așa, asta e joc de glezne. A, deci domnul Orban a făcut joc de glezne. Nu. Înțeleg. Bun. Haideți, nu răspundeți la... Cu cine negociază PSD-ul acum? Tot acolo în Constituție spune, dacă nu mă înșel, că premierul desemnat are 10 zile să formeze o majoritate. Păi da, dar trebuie să vină cu ea pe hârtie. Așa ne-am obișnuit în ăștia 30 de ani. Negociază PSD-ul cu cineva în momentul de față, pentru că altfel, din punctul meu de vedere, înseamnă că vă dezamăgiți oamenii care v-au votat. Ei se așteptau ca dumneavoastră să negociați. Au în momentul de față, eu nu am nicio informație oficială că PSD-ul ar negocia cu cineva. Eu nu sunt, sunt la Botoșani, nu sunt la București, mâine sau pe mâine ajung perfect, acolo și perfect. Mai avem mai multe informații, perfect. Dar cu siguranță se discută și a spus și Marcel Ciolacu că se discută aceste lucruri. Noi sperăm ca negocierile să, le, să fie într-adevăr negocieri. Nu dar cu cine, domnul Budăi, cu cine vrea să... Doamna Andreea, dar stați să duc și eu o frază până la capăt. Deci, mă rog. Facem și noi negocieri, se discută, că asta este politica, se discută cu toate partidele, dar noi nu ieșim la televizor să spunem că nu-l vrem pe unul ministru, că n-are ochi albaștri. Nu e vorba de nu-l vreți, măcar să anunțați public. Uite, domnule, eu negociez cu DMR-ul. Când sau nu știu, cu AUR-ul, cu PNL-ul. Cu siguranță le va face public. Când vom avea discuțiile terminate, vom face publice aceste discuții. Domnul Roșca Stănescu, până domnul la urmă Budăi, când câștigi alegerile ca PSD-ul, de ce nu? Sau de ce ai reticența în a negocia? Sau măcar a încerca, uite, domnule, eu vreau să negociez cu PNL-ul sau cu SR-ul sau cu AUR-ul sau cu... Domnul Budăi, nu aveți dreptate. Deci un partid care a câștigat alegerile și pretinde că le-a câștigat, nu mai stă nicio secundă. Începe să negocieze cu celelalte partide și vine cu o ofertă. Nu așteaptă să îl desemneze pe nu știu cine președintele Klaus Iohannis, că până la urmă în Constituție scrie că partidele negociază între ele și corect. Prezintă rezultatul președintelui. Adică și are dreptate doamna Crețulescu. Nu s-a negociat. Degeaba l-a apărat pe Ciolacu. Eu vă spun că s-a negociat și când conducerea partidului va considera că trebuie să facă public cât de repede această informație, o va face. Dar noi am apărut public cu o desemnare de premier. Spre deosebire de PNL, care își dorește să fie la guvernare, dar Orban pleacă de la guvernare. Deci, acolo e altă discuție, putem să o avem. Dar problema este, într-adevăr, de negociere. Nu se simte nicio mișcare de negociere din partea PSD-ului, îmi pare rău. Și